Bine ați revenit la cursuri. Au rămas două lucruri importante de discutat în acest curs, și anume polarizarea luminii și emisia și absorpția luminii. Azi voi vorbi despre polarizare, iar despre emisia și absorpția luminii voi vorbi abia după ce voi termina și cursul de optică fotonică, deoarece atunci când interacționează cu substanța, lumina se comportă mai degrabă ca particulă decât ca undă. Mai vreau să spun că acesta este primul și probabil și ultimul curs la care nu voi folosi tabla, și asta deoarece fenomenele despre care va fi vorba sunt mai ușor de înțeles cu ajutorul desenelor decât prin demonstrații matematice abstracte. Să vedem întâi ce se înțelege în cazul luminii prin polarizare. Vă amintiți că lumina este o undă electromagnetică, iar undele electromagnetice sunt unde transversale. Asta înseamnă că avem un câmp electric și unul magnetic care oscilează și că vectorii E și B, care caracterizează aceste câmpuri în fiecare punct, adică intensitatea câmpului electric respectiv inducția magnetică, oscilează perpendicular pe direcția de propagare, cam așa cum vedeți aici. Pixul roșu ar fi intensitatea câmpului electric E, pixul albastru inducția magnetică B, cei doi vectori sunt întotdeauna în fiecare moment perpendiculari între ei și în același timp sunt perpendiculari pe direcția de deplasare, pe viteză. Să spunem că pixul negru reprezintă viteza undei electromagnetice. Această animație modelează variația în timp și spațiu a câmpului electric și a celui magnetic într-o undă electromagnetică. Și pentru că cei doi vectori, așa cum am spus, sunt perpendiculari în fiecare moment între ei, n-are rost să vorbesc despre amândoi. Așa că voi vorbi doar despre vectorul intensitate a câmpului electric E, așa cum se procedează de obicei. Lumina naturală constă în suprapunerea de unde emise de atomi, ioni sau molecule în stări excitate sau ionizate, de obicei din cauza unor temperaturi ridicate. La astfel de temperaturi, particulele se ciocnesc violent între ele și electronii din învelișurile electronice trec pe orbitali superiori sau chiar sunt aruncați afară din particulă, fenomen pe care îl numim ionizare. Când revin în stările lor inițiale, electronii trebuie să scape de energia pe care au primit-o prin ciocniri și emit unde electromagnetice. Deci în aceste fenomene, emisia luminii se bazează pe transformarea energiei cinetice a particulelor în energie radiantă, energie electromagnetică. Așa este emisă lumina în fotosfera și coroana stelelor. Aici vedeți, de exemplu, Soarele. Dar nu voi spune acum mai multe despre emisia luminii, deoarece, așa cum am spus, voi vorbi cu altă ocazie despre emisia și absorpția luminii. Deocamdată ne interesează faptul că fiind suprapunerea unui număr imens de unde, în lumina naturală avem oscilații ale vectorului E, nu uitați, și ale vectorului B, în toate direcțiile perpendiculare pe direcția de propagare, cam așa cum vedeți în acest desen. Și în acest caz, spunem că lumina este nepolarizată. Cea mai simplă polarizare este polarizarea liniară. Un experiment simplu care ne arată în ce constă polarizarea liniară este cel pe care îl vedeți în fotografie. Producem într-o coardă elastică unde care produc oscilații în toate direcțiile perpendiculare pe coardă, dar undeva coarda trece printr-o fantă. Această fantă oprește toate oscilațiile, cu excepția celor care sunt paralele cu fanta. Așa că, dincolo de fantă, avem oscilații într-un singur plan. O astfel de undă care produce oscilații într-un singur plan se numește undă polarizată liniar sau plan polarizată. În cazul luminii, direcția și tipul polarizării sunt definite cu ajutorul vectorului intensitatea câmpului electric, vectorului E. Dacă pe o anumită direcție câmpul electric este mai puternic decât pe alte direcții, așa cum vedeți în desen, avem polarizare liniară parțială. Iar dacă avem câmp electric într-un singur plan, așa cum vedeți în celălalt desen, bineînțeles, perpendicular pe direcția de propagare, avem polarizare liniară totală.
Există mai multe metode prin care putem polariza liniar lumina, cum ar fi reflexia pe dielectrici, refracția anizotropă, difuzia, absorpția selectivă și altele. Dar cele mai folosite sunt reflexia pe dielectrici și refracția în medii anizotrope. De aceea voi vorbi doar despre acestea și, dacă timpul îmi va permite, voi vorbi și despre celelalte într-un curs de aplicații. Să vedem întâi polarizarea prin reflexie pe dielectrici. Un dielectric este o substanță în care nu există purtători de sarcină liberi, deci în care nu se poate produce un curent electric. În studiul curentului electric spunem că este un izolator electric. Când lumina se reflectă pe suprafața unui dielectric, se produce polarizarea ei liniară. Deci, atenție, când lumina se reflectă pe o oglindă obișnuită, nu se produce polarizare, deoarece într-o oglindă obișnuită lumina se reflectă pe un strat de argint, nu pe sticlă. Sticla unei oglinzi este doar suportul pe care se depune stratul de argint, dar oglinda propriu-zisă nu este sticla, ci este argintul, iar argintul este metal, deci nu este dielectric. În schimb, când lumina se reflectă pe sticlă, pe apă, pe pietre, pe materiale plastice, se produce polarizare. De obicei, polarizarea este parțială, dar pentru un anumit unghi de incidență, ea poate fi totală. Să încercăm să găsim acel unghi. Optica geometrică ne arată că atunci când o rază ajunge la suprafața care separă două medii optic diferite, o parte din lumină se reflectă, iar o parte se refractă, așa cum vedeți în desen. Am notat unghiul de reflexie cu Rx, unghiul de refracție cu Rt și indicele de refracție al mediului, al doilea cu N. Cu peste 200 de ani în urmă, scoțianul David Brewster a observat că lumina reflectată pe suprafața unui dielectric este total polarizată atunci când unghiul dintre raza reflectată și raza refractată, notat cu alfa în desen, este de 90 de grade. Dacă alfa are 90 de grade, unghiul de refracție este complementar unghiului de reflexie, deoarece se vede că măsura lui Rx plus măsura lui Rt plus măsura lui alfa este 180 de grade. Dar măsura lui alfa fiind 90 de grade, rezultă că măsura lui Rt, adică a unghiului de refracție, este 90 de grade minus măsura lui Rx, adică a unghiului de reflexie. Însă unghiul de reflexie, Rx, este egal cu unghiul de incidență, ne spune legea reflexiei. Deci putem scrie că măsura unghiului de refracție este 90 de grade minus măsura unghiului de incidență. Însă legea refracției ne spune că sinus de I supra sinus de Rt, adică sinusul unghiului de refracție, este egal cu indicele de refracție. Acest raport este egal cu indicele de refracție al dielectricului în cazul nostru. Și atunci putem scrie sinus de I supra sinus de 90 de grade minus I egal cu N, dar sinus de 90 de grade minus I este cosinus de I. Și rezultă sinus de I supra cosinus de I egal cu N, adică tangentă de I egal cu N, deci unghiul I, numit unghi Brewster, la care polarizarea este totală, este egal cu arc tangentă de N. Deci unghiul la care lumina reflectată este total polarizată, unghiul Brewster, depinde de indicele de refracție al dielectricului pe care are loc reflexia și cu cât acest indice de refracție este mai mare, cu atât este mai mare și unghiul de polarizare totală. Pentru apă, unghiul Brewster are valoarea de aproximativ 53 de grade, iar pentru sticla obișnuită avem un unghi Brewster de 56-57 de grade. Aici vedeți un desen în care se poate observa că la unghiul de incidență Brewster se reflectă doar oscilațiile câmpului electric care sunt paralele cu suprafața de reflexie, celelalte oscilații fiind absorbite de dielectric. Așa că lumina reflectată este total polarizată.
Pentru unghiuri diferite de unghiul Brewster, lumina reflectată este parțial polarizată. O altă metodă prin care putem obține lumină polarizată este refracția, dar nu în orice fel de material, ci doar în medii anizotrope, adică în medii cu proprietăți diferite pe direcții diferite. Așa sunt, de pildă, unele cristale, deoarece datorită structurii cristaline, structura internă este anizotropă, viteza luminii polarizate într-un astfel de cristal depinde de direcția de propagare. O astfel de structură anizotropă poate să aibă, de pildă, carbonatul de calciu într-o anumită formă de cristalizare, caz în care îl numim spat de Islanda sau calcit. După cum puteți observa în fotografie, calcitul produce o imagine dublă prin refracție. Nu vă miră acest lucru? Ar trebui, pentru că avem o lege a refracției care ne permite să calculăm unghiul de refracție pentru un anumit unghi de incidență. Dar imaginea dublă ne arată că există o dublă refracție, una pe o anumită direcție și alta pe altă direcție. Cum rămâne cu legea refracției? Într-adevăr, în cazul mediilor anizotrope, avem un fenomen foarte interesant numit dublă refracție sau birefringență, pe care îl puteți vedea modelat în acest desen. Dubla refracție apare deoarece, așa cum am spus, într-un astfel de cristal, lumina polarizată liniar are viteze diferite pe direcții diferite, adică indicele de refracție pentru lumina polarizată depinde de direcție. Există totuși o direcție în care viteza este aceeași pentru orice orientare a vectorului E, iar această direcție a fost numită axa optică a cristalului. Când o rază de lumină intră într-un cristal anizotrop pe o direcție diferită de cea a axei lui optice, așa cum vedeți în desen, jumătate din lumină se refractă normal, conform cu legea lui Snell, legea refracției, iar jumătate se refractă pe o direcție un pic diferită. Numim raza care se refractă ascultând de legea refracției rază ordinară, iar pe cealaltă o numim rază extraordinară. Cele două raze sunt total polarizate, iar planele lor de polarizare sunt perpendiculare unul pe celălalt, așa cum se vede în desen. În raza ordinară, oscilațiile vectorului E sunt perpendiculare pe planul de incidență, adică cel determinat de normala la suprafață și raza incidentă, în timp ce raza extraordinară are vectorul E în așa fel orientat încât oscilează în planul determinat de această rază și axa optică a cristalului. Acest plan face un unghi cu planul de incidență, care poate fi modificat prin rotirea cristalului, de aceea am desenat săgețile de polarizare cu linie punctată. Putem lipi două prisme de calcit tăiate după anumite unghiuri față de axa optică a cristalului, așa cum vedeți în desen. Le putem lipi cu glicerină sau cu o rășină numită balsam de Canada, în așa fel încât raza ordinară să sufere reflexie totală, iar cea extraordinară nu.
Substanța cu care lipim prismele trebuie să aibă indicele de refracție cuprins între indicele de refracție pentru raza ordinară și indicele de refracție pentru raza extraordinară, definiți cu ajutorul unghiurilor de refracție, așa cum vedeți. Și în acest fel putem separa cele două raze și obține lumină total polarizată liniară. Un alt tip de polarizare, care are foarte multe aplicații practice, este polarizarea circulară, de fapt un caz particular al polarizării eliptice. În acest tip de polarizare, vectorii E și B au modulul constant, dar se rotesc cu viteză unghiulară constantă într-un plan perpendicular pe direcția de propagare a undei. Pentru a nu complica lucrurile, în animația pe care o puteți vedea apare doar vectorul E, dar vă puteți imagina că odată cu acesta se rotește și vectorul B, care reprezintă componenta magnetică a undei. După cum vedeți, vârful vectorului E descrie o curbă de tip elice în timpul propagării și același lucru îl face și vectorul inducție magnetică, numai că el nu apare în această animație. Această mișcare a vârfului vectorului E se poate obține prin compunerea a două oscilații electrice plane perpendiculare, defazate cu 90 de grade, așa cum vedeți în acest desen. Pentru o mai bună înțelegere a fenomenului, vă recomand cursul Compunerea oscilațiilor 2, în care găsiți în ultima parte teoria compunerii oscilațiilor perpendiculare și figurile lui Lisajou. Aveți linkul în descriere. Compunerea oscilațiilor perpendiculare ne arată că, de fapt, polarizarea liniară și polarizarea circulară sunt cazuri particulare ale compunerii a două oscilații plane perpendiculare, cazurile generale fiind date de figurile lui Lisajou. Datorită acestui fapt, lumina polarizată liniar poate fi transformată în lumină polarizată circular și invers. Lumina polarizată circular poate fi de dreapta sau de stânga în funcție de sensul rotației vectorului E privit în sensul propagării undei. Puteți vedea aici cele două tipuri de polarizare circulară. În optica fotonică, fenomenul de polarizare este mai ușor de modelat și de înțeles, în special polarizarea circulară, deoarece fotonii au spin, adică se comportă de parcă s-ar roti, iar în lumina polarizată circular avem numai fotoni care au un anumit spin, adică ne imaginăm că se rotesc toți în același sens în jurul unor axe paralele. Dar despre aceste aspecte voi vorbi în cursul de elemente de mecanică cuantică.
Lumina polarizată are foarte multe întrebuințări despre care voi vorbi de asemenea într-un curs de aplicații. Deocamdată vă spun doar că una dintre aplicații este cinematografia și televiziunea 3D. Vederea în relief sau 3D sau stereoscopică, toate înseamnă același lucru, se datorează faptului că avem doi ochi, iar imaginea dată de un ochi este un pic diferită de imaginea dată de celălalt, deoarece pozițiile ochilor sunt diferite. Creierul suprapune aceste imagini și obține o imagine 3D, adică în care putem observa că unele lucruri sunt mai aproape, altele sunt mai departe. Pentru a obține o imagine TV sau cinematografică 3D de calitate, filmarea se face cu două obiective, obținându-se în acest fel două imagini, una pentru ochiul drept și una pentru ochiul stâng. Apoi, una dintre imagini este proiectată cu lumină polarizată într-un anumit fel, iar cealaltă cu lumină polarizată în alt fel. De pildă, polarizare liniară verticală pentru ochiul drept și polarizare liniară orizontală pentru ochiul stâng. Sau polarizare circulară într-un sens pentru ochiul drept și în celălalt sens pentru ochiul stâng. Niște ochelari speciali lasă să treacă doar lumina polarizată într-un anumit fel pentru fiecare ochi, ceea ce face ca fiecare ochi să vadă doar imaginea destinată lui. Și în acest fel apare o imagine stereoscopică sau un relief care imită cât de bine se poate imaginea pe care o vedem în mod normal. Mulțumesc pentru atenție! Pe curând cu alte cursuri, probleme și teste.